Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisie Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre cazul Victoriei Pruteanu, femeia care a fost acuzată că și-a omorât soțul și îngrijește de cei 5 copii ai săi. Ne-am propus să discutăm despre acest aspect pentru că astăzi Curtea de Apel a examinat acest dosar. Invitații noștri de astăzi sunt Alexandru Iachimciuc, avocat, bună seara și bine ați venit, și Arina Țurcan, avocat. Bună seara și bine ați venit în cadrul studioului nostru. Spuneți-ne pentru început, domnule Iachimciuc, prin ce s-a făcut mediatizarea acestui caz și dacă el cu adevărat este unul ieșit din comun atunci când vorbim despre procesele care ajung pe masa judecătorilor? Cred că la început ar trebui de punctat întâi de toate aspectul vis-a-vis de problematica în general a societății noastre. Acest dosar este, adică, finuț și care ridică suficiente întrebări vis-a-vis de ceea ce s-a văzut de fapt publicului larg și nemijlocit telespectatorilor. Ca și cetățean de rând putem să ne expunem în privința cazului respectiv, reieșind din acele circunstanțe care ne sunt cunoscute ca nouă, și publicului larg. Corect. Pe de altă parte, vedem noi că, adică, acea infracțiune care se examinează judecarea, de altfel ea este incriminată violența în familie, este pe cât de stringentă, pe atât de problematică la practică. Adică ceea ce s-a ridicat și ceea ce a devenit nemijlocit materie de discuție pentru publicul larg a fost însă și aplicarea în privința acesteia nemijlocită a pedepsei care a fost stabilită de prima instanță, respectiv problema pentru mine personal în calitate de specialist a fost și un mare semn de întrebare vis-a-vis cum instanța de fond a doua zi a putut interveni la acea măsură preventivă care de altfel a fost aplicată prin acea sentință, din câte cunosc eu, doar dispozitiv fiind publicat, adică pronunțat și respectiv mie nu mi este clar pentru mine cum a fost posibil în baza căror prevederi legale instanța s-a condus atunci când a schimbat acea măsură preventivă din arest în arest la domiciliu. Dosarul respectiv ridică mai multe puncte și mai multe vigilențe vis-a-vis de ce avem noi zi de zi și care sunt plusurile sau minusurile acelor anchete care derulează de către procuratură. Dar am să mă precizez și am să fac atenționare asupra faptului că posibil ne expunem doar opiniile, nu în calitate de avocați care am văzut acele materiale ale cauzei penale, dar doar ne expunem asupra acelor circunstanțe care ne sunt cunoscute. Și aici cred că trebuie să ne lăsăm doar cu, să ne dăm cu subsemnatul că este de părerea mea și atâta tot. Doamna Țurcanu, avocatul doamnei Pruteanu, Vadim Vieru, spunea că asistența socială și polițistul în acest caz nu și-a făcut treaba, de aceea s-a ajuns în această situație. Care este părerea dumneavoastră? Totuși, de ce vorbim de fenomenul respectiv și în contextul în ceea ce spunea și domnul Iachimciuc, dacă problema violenței rămâne a fi una stringentă pentru țara noastră? Da, dincolo de aspectele procedurale de care a vorbit colegul nostru, vreau să zic că acest caz arată lacunele, să zic, sistemului în ceea ce privește victimele violenței în familie. Și anume spun lacunele pentru că noi avem multe cazuri când avem ordonanțe de protecție pronunțate în privința victimelor, victime care de regulă sunt femei sau sunt copii, însă aceasta nu este o protecție efectivă, pentru că victima are doar un document, iar agresorii de cele mai multe ori le încalcă. Și atunci poliția nu își face tempa pentru acasă, cum ar fi. Într-adevăr, la 16 septembrie 2016 au intervenit modificări a actelor legislative ce reglementează fenomenul violenței în familie și abia la 16 septembrie 2016, în cazul în care se încalcă ordonanța de protecție, poliția trebuie să pornească obligatoriu un dosar penal pentru încălcarea ordonanței de protecție, care este o hotărâre judecătorească. Până acum, noi ce aveam? Agresorul încălca, poliția pornea procedură contravențională, până dosarul contravențional se ducea în instanța de judecată, agresorul iarăși încălca, dar lui nimic nu avea nicio consecință. Respectiv, prin lipsa acțiunilor poliției,
prin lipsa acțiunilor asistenței sociale, agresorii într-un fel erau încurajați ca să încalce această măsură, atâta timp cât nu exista o modalitate de a-i pedepsi. Noi des ne confruntăm cu astfel de cazuri, eu de regulă apăr victimele violenței în familie, anume femei și copii, deseori pentru că chiar și la moment după ce a fost modificată legislația, am un dosar într-un raion de Republică unde ordonanța de protecție cred că a fost încălcată de cel puțin 4 ori, iar răspunsul inspectoratului este: noi am trimis materiale în judecată ca să fie sancționat contravențional, dar nu este eficientă aceasta și se poate ajunge, Doamne ferește, ca în cazul Victoriei, ca în rezultatul încălcării ordonanței victima să se apere și să ajungă la un caz tragic. În ceea ce presupune asistența socială, vreau să spun că activitatea lor se rezumă la simpla monitorizare, adică vizite la domiciliu, ceea ce nu este... Se dovedește a fi eficientă. Nu se dovedește a fi eficientă, pentru că simpla monitorizare nu este un remediu, mai ales atunci când avem copii, atât copiii și victima au nevoie de consiliere psihologică, au nevoie de alte servicii care, inclusiv cei ce ține de servicii juridice, asistentul social este cel care trebuie să spună victimilor: uitați, dumneavoastră aveți dreptul la servicii juridice și unde poate să le primească aceste servicii juridice, întrucât știm noi cu toții că în sat sau mai puțin lumea cunoaște unde poate să găsească un avocat sau cine îi poate sau care este modalitatea de acordare a unui avocat din contul statului. Întrucât conform noilor modificări care au apărut, inclusiv la legea cu privire la asistența juridică garantată de stat, în cazul violenței în familie, deja obligatoriu instanța este, instanța în mod obligatoriu trebuie să asigure victimii avocat. Dacă victima are un avocat ales, atunci vine avocatul ales la etapa examinării ordonanței de protecție. În cazul în care nu are un avocat ales, atunci îi solicită din die la oficiu teritorial al Consiliului Național de Asistență Juridică Garantată de Stat. Domnule Chinciuc, spuneți-mi, vă rog, cum trebuia examinat acest dosar? Pentru că părerile sunt împărțite. Trebuia această femeie trasă la răspundere? Ce pedeapsă urma să primească? Ați menționat și dumneavoastră ceva mai devreme, a doua zi se întâmplă lucruri stranii, cel puțin din punct de vedere juridic, dumneavoastră fiind mai în temă, ne puteți explica? Dosarul respectiv, știți cum, fără să vedem telecauze, atunci doar ne expunem pe populisme, da, adică pe ceea ce s-ar prezuma sau ceea ce ar trebui, fără să știm, poate de fapt și de regulă acolo este tot ok. Problematica cauzei respective, cel puțin în părerea și în viziunea mea, urmează a fi privită sub aspectul ca să fie verificate doar acțiunile nemijlocite ale Victoriei Pruteanu respectiv. Văd eu prezența câtorva probleme vis-a-vis de faptul că partea invocă că ar fi în prezența legitimei apărări. Da. Vedeți că atunci când nu cunoaștem pe dinăuntru situația, ce probe dispune partea apărării sau care sunt neajunsurile acelei învinuiri care de fapt le înaintează acuzarea de stat, și atunci, iată, fără să avem tema pe acasă făcută, respectiv nu cam prea putem intra în detalii, în miezul problemei. Ce este important a fi reținut este că de fapt, dacă într-adevăr ceea ce se vehiculează vis-a-vis de faptul că Victoria este într-o legitimă apărare și a fost într-adevăr victima violenței în familie și iar ca rezultat organele poliției, adică statul ca și garant al tuturor drepturilor care s-ar fi presupuse fi încălcate, atunci e posibil că am fi și ar trebui să nu fie privată aceasta de libertate. Ce își ține de pedeapsă, văd acea problematică vis-a-vis de punerea în executare la momentul acestei pedepsi prin simplu fapt că totuși în cel de urmă ea este mama altor copii, la fel care minori, și aici posibil că instanța s-a condus de careva detalii și nuanțe din dosar. Este tot important a spune că vis-a-vis de ceea ce a menționat, subliniat colega mea, eu văd că nu doar trebuie puse pe seama autorităților de resort în sensul poliției sau procuraturii. După mine un sens mult mai abilități mult mai stringente și mult mai clare au imijlocit statul vis-a-vis de asigurarea socială. Și iată, eu cred că aici avem acel mecanism, ele parcă mecanisme
mecanisme sunt suficiente, parcă sunt anumite garanții, dar de fapt, în viziunea mea, anume ele nu lucrează. De fapt, eu cred că statul nu se luptă însăși cu, ca și fenomen, cu violența în familie, cu cauza sau originea survenirii acestor disensiuni a relațiilor familiale, ci mai degrabă caută acele mijloace cum ar trebui să fie pedepsite. După mine, este insuficient ca autoritățile tutelare sau acele autorități sociale care au obligația de a interveni la caz în sensul garantării drepturilor copilului prin oferirea de cămine sociale. Iată, cred că toate mijloacele bănești ar fi trebuit necesare de a fi îndreptate și catalogate ca fiind necesare anume pentru lupta cu cauza. Ori, de fapt, dacă este, și cred că colega nu va nega acest fapt, mare problematică este că toate aceste relații vin din familii social vulnerabile. Și atât eu cred că acolo urmează statul să depună eforturi suplimentare și ceea ce trebuie să fie luptat. În cazul Victoriei, după cum relevă și cel puțin susțin apărătorii cât și rudele acestea, aceasta menționează că ea totuși de foarte multe ori a apelat la organele de stat, dar în lipsa unei protecții eficiente și în lipsa altui trai, a unui alt cămin familial, aceasta a fost persecutată de soțul acestea. Și eu cred că, iată, aici ar trebui depuse eforturi mult mai serioase și mult mai concrete într-o asigurare și într-o evitare unor astfel de conflicte. Și ceea ce la caz eu consider că, adică dintr-o parte, nu a fost și nu sunt suficiente, iată, aceste motive și nu au fost elucidate pe deplin garanțiile respective. Domnule Țurcan, ce trebuia să întreprindă Victoria pe această perioadă cât a fost victima violenței domestice? Să insiste, să meargă undeva, să scrie, ce trebuia să fac? Pentru că bănuiesc de ce vă acord această întrebare, pentru că poate se întâmplă și o bună parte din telespectatorii noștri sunt victime neștiind unde trebuie să se adreseze. Da, noi nu trebuie să punem pe seama victimei o anumită consecință. Cert este că, din câte eu cunosc, iarăși, cum a spus și colegul meu, din ceea ce cunoaștem din presă, Victoria a întreprins măsurile, ea s-a adresat la autorități. Din câte cunosc, a fost emisă și o ordonanță de protecție în acest sens. Însă ea nu a fost executată, ceea ce înseamnă că este vina statului, că nu asigură o protecție efectivă împotriva actelor, nu asigură prin intermediul mecanismului de protecție și prin intermediul instituțiilor statului. Pentru telespectatorii noștri care pot să devină victime a violenței în familie, în primul rând, prin modificările care au apărut la 16 septembrie 2016, deja poliția care este chemată la fața locului, de regulă e vorba de serviciul 902, în cazul unui conflict în familie, polițistul care se deplasează și constată că este un pericol iminent pentru victimă, este obligat să emită o ordine de protecție. Acest ordine de protecție este pe un termen de 10 zile. Doar că aceste prevederi vor intra în vigoare peste 6 luni de la momentul publicării, întrucât și Inspectoratul General de Poliție are nevoie ca să-și pregătească anumite acte interne, ca să instruiască și polițiștii cum să acționeze. La moment, în cazul în care sunt victime a violenței în familie, victima se poate singur adresa în instanța de judecată, pentru că era vagă această prevedere. Eu personal am avut o situație, m-am dus la una dintre judecătoriile din Raion să depun o plângere, o cerere cu privire la emiterea ordonanței de protecție și doamna de la cancelare ne spune că dar noi nu vă primim, pentru că polițistul trebuie să o înainteze. Zic că dumneavoastră nu sunteți în drept. Imaginați-vă, asta s-a dus un avocat. Dacă merge o victimă a violenței care nu cunoaște legea, ea se întoarce înapoi și merge acasă. Deci, cert este că victima poate singur să depună cerere cu privire la emiterea ordonanței de protecție. Cererea poate fi scrisă de mână doar ca să fie explicate actele, cum au avut loc circumstanțele cauzei. Judecătorul, după ce primește, iar această cerere se examinează în decurs de 24 de ore, judecătorul, după ce o primește, este obligat să-i cheme avocat. Adică fie citează și o întreabă dacă are avocat ales, dacă nu are, va chema un avocat de la oficiul teritorial
al Consiliului Național de Asistență Juridică Garantată de Stat și ulterior victima discută cu avocatul. La fel, victimele violenței în familie pot apela la diferite organizații neguvernamentale care consiliază cu referire la ceea ce ar însemna violența în familie și acordă și apărători. Una din organizații este și Promolexul, care a asistat cazul Victoriei. Mai este Centrul de Drept al Femeilor, care la fel acordă asistență femeilor victime a violenței în familie. Sau avem organizații de protecție a copilului și inclusiv este acea linie ferbinte cu referire la violența copiilor, asupra copiilor, pentru că ordonanța de protecție poate fi solicitată atât față de persoana care, cum ar fi mama, de exemplu, dacă este supusă violenței, cât și față de copii. La fel, noi avem o practică vicioasă și acum mai este în unele procuraturi din Republică, și anume că dacă era supusă leziunilor corporale, violenței mama și avea leziuni, se pornea dosarul penal doar cu referire la aspectele ce țin de violența în familie față de mamă. Însă copiii erau martori la aceste agresiuni și chiar dacă copiii nu au agresiuni fizice, ei au violență, asupra lor este vorba de violență psihologică. Și Curtea Europeană în jurisprudența s-a menționat, inclusiv în cazurile care au fost Eremie și alții contra Moldovei, a menționat că dacă copiii sunt martori la aceste acte de violență, ei trebuie să fie recunoscuți ca și victime. Mai mult decât atât, chiar și când există un raport de evaluare psihologică și zice că sunt semnele abuzului, organele de urmărire penală sunt obligate ca să califice la alineatul 2, adică asupra 2 și mai mulți membri ai familiei. Dar dacă vorbim de ordonanța de protecție, chiar dacă în privința copiilor nu sunt exercitate nemijlocit acte de violență, ordonanța poate fi cerută pentru mamă, de exemplu, și pentru copii. Iar în caz de încălcare a violenței în familie, a ordonanței, să nu înceteze, recomand victimelor să depună măcar și în fiecare zi câte o plângere sau câte un apel la 902, pentru că acestea se înregistrează, pentru că doar în felul ăsta vor monitoriza cei de la inspectorat și posibil vor porni acea cauză penală pentru încălcarea violenței, ordonanței. Domnule avocat, spuneți-mi, vă rog, în timp record, cel puțin în mediul online, a fost strânse mii de semnături în vederea susținerii Victoriei. Această acțiune face parte dintr-o campanie, ziceam ceva mai devreme, care venea să demonstreze că suntem alături de ea. Se încadrează niște limite juridice, ceea ce a urmat, eliberarea ei sau vorbim de o pură coincidență? Ce se întâmplă din punct de vedere juridic? Ca a doua zi să avem și o intervenție, cel puțin iarăși în mediul online, a ministrului de justiție. Viziunea mea însă și intervenția ministrului însă și ceea ce s-a întâmplat a doua zi de fapt ne arată un pic altceva. Ne arată întâi de toate că instanțele și magistrații noștri vrem nu vrem nu respectă acel principiu al inamovibilității, respectiv dumnealor vrem nu vrem deseori sunt altfel spus adică sunt supuși presiunilor din exterior. Eu cred că anume cazul ăsta ne arată întâi de toate ipso facto anume acest aspect. Ceea ce ridică o altă tangență și problematică în cazul respectiv este și anume faptul de aducerea cazurilor penale în sfera publică, în sfera online și respectiv ca și specialist nu întotdeauna aș fi de acord cu astfel de soluție, dar posibil că cazul respectiv a avut o conotație bună și dosarul penal posibil să aibă o altă nemijlocit soartă în ordine, adică în instanța de apel, inclusiv este, văd eu, posibil și inclusiv și o achitare. Ceea ce este decisiv în cazul respectiv și ceea ce s-a întâmplat prin intermediul mass media a fost că posibil judecătorii la faza respectivă vor aprecia la justă valoare probatoriul care a fost administrat, fiindcă din practica pe care o au colegii mei, din care o am eu, respectiv pot garanta că nu întotdeauna instanțele la justă valoare apreciază probatoriul cel mult sau cel puțin administrat de către
apărători sau altfel spus de către partea care reprezintă interesele inculpatului. Și anume, iată, acest caz ne ridică problematica vis-a-vis de cum ajung judecătorii să pronunțe acele soluții, pe ce anume ele sunt bazate și iată, schimbarea măsurii, chiar dacă a fost exercitată într-o ordine alta decât cea prescrisă de lege, ori norma de drept ne spune că atunci când instanța de judecată emite acea sentință, fie de condamnare, fie de achitare, unul din captele pe care ea se expune, respectiv este și măsura preventivă. Respectiv, totul legiuitorul menționează că odată ce instanța de judecată, adică magistratul, a emis și a făcut public acea hotărâre, adică opinia sa, el nu mai este în drept să intervină decât pentru chestiuni pentru care s-a omis. De fapt, în mod public aceasta a menționat că în privința Victoriei Purteanu a fost dispus măsura preventivă de arest, respectiv în viziunea mea judecătorul nu mai era în drept și nu mai putea reveni asupra chestiunilor pe care le-a decis decât în ordine dacă nu s-a expus sau s-a comis o eroare gravă de fapt și în tehnoredactare. La caz eu consider că ceea ce s-a întâmplat anume arată că totuși, sistemul nostru de drept are niște probleme și, respectiv, acestea urmează a fi valorificate la justa valoare. Din punctul meu de vedere, sentința respectivă pronunțată de judecătoria Strășeni, anume doar din acest motiv, este pasibilă casării, anume într-o înlăturare acestui viciu, care, după mine, este un viciu suficient de grav. Domnul avocat, spuneați ceva... Da, în completarea colegului meu vreau să zic că eu cred că atunci când avem o problemă de sistem, fie că este vorba de o problemă în ceea ce ține de protecția, mecanismul de protecție a victimelor violenței în familie, sau o problemă de sistem ceea ce ține de examinarea cauzelor în instanța de judecată, este bine ca acestea să fie aduse în fața presei, pentru că doar în felul ăsta noi, să zic, nu că doar în felul ăsta, dar în felul ăsta se concentrează și se aduce mai mult sau se punctează anumite aspecte și ulterior putem avea posibile redresări a situației. Eu vreau, de fapt, să ne oprim la un aspect destul de important. Procurorii cereau și, de fapt, cer și în Curtea de Apel 12 ani de detenție pentru Victoria Purteanu. Cine poate să rupă tăcerea și să încercăm a explica în ce măsură este justificat argumentul numărul 1 fiind adus în cei 5 copii la întreținere? După mine, individualizarea pedepsei urmează a fi ținut cont întâi de toate. 1. Dacă într-adevăr acțiunile acestea sunt calificate corect și învinuirea care a fost administrată, adică altfel spus administrată prin rechizitoriu care a fost nemijlocit înaintat împotriva Victoriei Purteanu și într-adevăr toate cele 4 adică semne de componență sunt respectate și într-adevăr atunci judecătorul e mijlocit dacă într-adevăr nu există acea argument al apărării vis-a-vis de legitimă apărare, atunci este foarte posibil ca sancțiunea respectivă să fie totuși aplicată. Cu toate că la momentul de față vreau să reamintesc că totuși este legea amnistiei și care este condiționată anume de anumite fapte și anumiți factori, ar putea aceasta în cele din urmă să fie respectiv aplicată legea respectivă. Noi vedem și din câte am înțeles acolo este un copil minor care iar da posibilitatea să fie dispus aplicată legea amnistiei în baza articolului 8. Totuși, eu consider că la caz instanța, în mod special, legiuitorul a prevăzut anume limita minimă și limita maximă. Odată ce instanța, în viziunea mea, consider eu că a constatat anume depășirea legitimii apărări și iată aici intervine marja, adică din nepenal în penal, altfel spus, eu consider că judecătorul ar urma să țină cont și cred că pedeapsa, dacă în cazul cu precizarea că este dovedită și sunt suficiente probe de a fi dovedită vinovăția în comiterea faptei de care este se impută acestea, respectiv doar în acest caz judecătorul și undeva cred că în limita de jos a pedepsei care este dispusă de legiuitor. Consider eu că nu întotdeauna acuzatorul de stat venind și solicitând un anumit număr de ani și ca regulă asta este la planca superioară, noi considerăm că
procurorii nu întotdeauna au argumente suficiente și iată, acea practică vicioasă pe care vreau să o relev, ceea ce se practică, poate procurorul și nu este de acord cu ceea ce susține și subsemnează de fiecare dată, dar având acea ierarhie incorrectă în viziunea mea, că pur și simplu s-a preconizat sau prognozat o altă pedeapsă și consideră altcineva din șefii că anume pedeapsa asta este echitabilă din cauza comportamentului la urmărire și în instanță, respectiv nu, judecătorii în viziunea mea ar trebui să pună punct și să urmeze anume astfel de acțiuni. Ceea ce solicită o pedeapsă de 12 ani, vedeți că este totuși la latitudinea instanței de judecată să stabilească, dar din ceea ce se invocă și ceea ce este prezent la cauză, copii nemijlocit, o posibilă depășire a legitimei păreri, din viziunea mea, nu putem vorbi decât de pragul minim, dacă într-adevăr sunt demonstrate cu suficiente probe cele invocate de către acuzare. Și atunci nu ar putea fi de acord cu cei 12 ani solicitați de către acuzatorul de stat. Vreau să zic că nici eu nu aș fi de acord cu cei 12 ani. Prima instanță, dacă nu mă înșel la memoria, i-a dat 3 ani și 8 luni, da? De detenție. Da, prima instanță așa și-a argumentat că este minimum de la pragul, minimum în ceea ce privește pragul de pedeapsă. La fel, cred că instanța trebuie foarte atent să examineze dacă a fost sau nu în legitima apărare, iar în cazul în care ar avea suficiente probe, să zic, și ar constata că este depășită legitima apărare, trebuie în primul rând să țină cont că ea a fost victima violenței în familie și această calitate de victima violenței în familie de fapt, a fost constatată. Se ia în calcul acest statut până la urmă, ar dacă trebui, întrucât această calitate de victima violenței în familie a fost constatată pentru încheierea unei instanțe de judecată, ceea ce reprezintă autoritatea lucrului judecat. Și la fel, instanța la individualizarea pedepsei trebuie neapărat să țină cont și de faptul încălcării ordonanței de protecție, adică a comportamentului agresorului sau care acum este victimă, la fel și trebuie să țină cont și de faptul că ea educă 5 copii care sunt încă minori, din câte cunoaștem. Domnule Țurcan, cum au ajuns acești copii în sala de judecat în momentul reținerii mamei? Ilegal? Cine trebuia să fie mai precaut? Cel puțin, nu știu cum au ajuns, însă presupun că ei au dorit să o susțină pe mama lor. Există un impediment la acest capitol sau a fost? În sala de judecat la pronunțare. Deci dacă ședința este publică, atunci toți pot intra, nu există un impediment. Din câte cunoaștem, nu a fost o ședință închisă sau, cum zicem noi, secretă, nu a fost pronunțată. Însă eu cred că în cazul dat, atât instanța, cât și autoritatea tutelară urma să intervină și să acorde suport copiilor. De ce zic instanța? Pentru că instanța, înainte să iasă, să pronunță acest dispozitiv, deja știa care, deci deliberase, știa care este măsura. Ceea ce ar fi însemnat că urma să înștiințeze autoritatea tutelară ca aceștia să fie prezenți, nu neapărat să fie prezenți în judecătorie, dar să fie pregătiți că în cazul în care instanța va pronunța o sentință de condamnare, acești copii unde merg? Ceea ce ar însemna că trebuia să-i citeze cel puțin cu o zi, câteva zile înainte, indiferent care era opțiunea instanței, că o condamnă sau nu. Pentru că s-a ajuns în situația când mama a fost luată din sala de judecată și copiii au rămas cu avocatul. Autoritatea tutelară nu era prezentă acolo și atunci copiii cu cine urmau să rămână. Deci, după mine, atât autoritatea tutelară nu a depus toată diligența, cât și instanța nu a citat. Domnule, spuneți, vă rog. Da, în viziunea mea nu știu dacă ar putea fi de acord într-o totul cu colega mea. Mai cunoaștem că există regulile prescrise, că copiii minori nu au ce căta în instanța de judecată decât dacă s-au fost audiați în prezența psihologului respectiv cu o persoană, cineva din reprezentanții legali. La caz eu consider că în anume aflarea, și eu înțeleg pe departe de ce s-a apelat la acest instrument, dacă vreți, psihologic, în adresa adresată anume instanței de judecată,
copiii după mine nu aveau ce căuta acolo. Nu știu dacă este măsura respectivă urma a fi pusă pe seama magistratei care a pronunțat hotărârea. Cunoaștem că avem o astfel de instituție ca poliția nemijlocit judiciară, respectiv persoanele în cauză urmau să asigure respectiv faptul că copiii nu vor fi prezenți acolo. Și aici nu putem pune în discuție faptul că este ședința publică sau nu este ședința publică. Pe simplu fapt că minorii nu au ce căuta în sala instanței de judecată și în incinta respectivă decât dacă sub condițiile care le-am enunțat. Ceea ce s-a făcut, sunt de acord în partea ce ține că instanța urma să verifice argumentul vis-a-vis cu cine rămân și în sarcină, cui sunt puși acești minori care rămân după persoana respectivă. Este de văzut dacă instanța, limitele pedepsei au putut permite nemijlocit condiționarea și în viziunea mea dacă instanța a putut nemijlocit să dispună o condiționare suspendată și totuși a găsit vinovăție, eu cred că instanța urma să țină cont și de acest aspect. Vedeți că discutăm despre lucruri poate mult prea probabile sensibile. Sau da, corect. Dar instanța de judecată în cele din urmă trebuie de văzut în ce formă și în ce modalitate și argumentat acele soluții pe care le-a dispus în cele din urmă. Domnule Țurcan, avocatul Victoriei Prutean, domnul Vigheru, spunea că această condamnare va fi un semnal pentru agresori încurajându-i să aplice violența. E așa? Dumneavoastră spunea ceva mai devreme, vă confruntați practic destul de frecvent cu asemenea cazuri de violență. Da, eu sunt de acord cu colegul meu, anume cu avocatul Vadim Vieru, pentru că atunci când agresorii nu sunt pedepsiți și atunci când prin astfel de situații, când victimele sunt trase la răspundere penală, pentru că noi avem și alte cazuri când victima depune plângere pe violență în familie, iar agresorul depune plângere pe violare de domiciliu. Și în privința victimei, nu în privința victimei care este victimei violenței în familie, nu se pornește dosar penal. Deci pe violență în familie nu se pornește dosar penal, tot victima care este bătută este pe urmă în calitate de bănuit pe violare de domiciliu. Și multe astfel de practici pot încuraja agresorii în a aplica în continuare violența. Deci atâta timp cât nu avem o măsură, nu avem un set de măsuri efective și un set de sancțiuni efective împotriva violenței în familie, atunci victimele rămân neprotejate. Domnule avocat, vroiam să vă întreb, care este rolul inspecției judiciare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii? Pentru că vorbim și media a scris că s-a autosesizat. Ce trebuie și ce trebuia să facă? Eu cred că o pasibilă sancțiune disciplinară în privința magistratului ar fi anume verificarea măsurii preventive. Ceea ce stabilește pedeapsa și ceea ce stabilește semnele componenței de infracțiune, mai puțin inspecția ar putea interveni decât dacă nu există o flagrantă încălcare normelor de drept. Inspecția judiciară ca și instituție reprezintă anume acea organ de poliție, dacă vreți să-i spunem și îmi permite da. Telespectatorul să-i spunem, este acel polițist asupra judecătorului. De altfel, ei sunt acele persoane abilitate care vin să verifice anume corectitudinea acțiunilor judecătorilor, adică altfel ei sunt acei agenți constatatori care vin să verifice cât de corect își fac meseria judecătorii. Și în prezenta cauză vrem, nu vrem, eu consider că corect s-a dispus din oficiu nemijlocit de verificare a acțiunilor magistratului și nu prin simplu fapt că o prezumăm ca fiind greșită sau intenționată a comisiei. Eu cred că ei au venit cu inițierea procedurii respective pe simplu fapt că în cele de urmă problema s-a ridicat la nivelul însăși a ministrului justiției care este nemijlocit acel vrem sau nu vrem este acea persoană care de fapt răspunde de ramura judecătorească din țara respectivă și inspecția judiciară urmează să în cadrul nemijlocit procedurii respective să stabilească dacă magistrata a comis careva fapte sau nu a comis, sau comportamentul și toate acele acțiuni prescrise de către dânsa respectiv sau care au derulat în cadrul procedurii sunt într-un respectare buchii legii sau au avut careva nemijlocit, adică radieri de pe cursul normal al procedurii care s-a desfășurat în fața magistratei.
Spuneți-ne, vă rog, judecătoarea a acceptat demersul menționând că acest caz ar fi unul excepțional și, de fapt, s-a invocat și starea de sănătate a condamnatei care s-a înrăutățit. Există în sistemul judiciar asemenea sintagme de caz excepțional? Cum trebuie privit? E mai greu a da interprete. Știți, cu interpretările ne vin suficient de greu atâta timp cât, după cum am precizat deja, instanța de judecată odată ce a luat, chiar dacă e greu să-i spunem, soluția este greu digerabilă, inclusiv pentru mass media, inclusiv pentru public larg, instanța nu mai putea nemijlocit să vină să spună în discuție ceea ce a dispus. Ori, de facto, un judecător nu mai poate să-și revizuie poziția vis-a-vis de sentința pe care a dispus-o deja prin sentință. Ori, de altfel, acesta este abilitatea și este dreptul instanței ierarhic superioare. Respectiv, nu întâmplă am făcut referire la faptul că cazul respectiv este, adică prezintă interes pentru public și pentru specialiști, anume prin specificul acțiunilor magistrate. Că iată un semnal în plus că instanțele judecătorii din Republica Moldova totuși pot fi influențate din exterior și atât anume aici voi fi de acord cu colega ceea ce menționat anterior, că totuși deseori astfel de cauze urmează a fi prezentate publicului larg. De asta și-am punctat la început. E ok, în cazul respectiv, publicul larg a dus atenția și a dus nemijlocit, a contribuit la eliberarea victoriei. De ori, de altfel, cred eu că anume această presiune exercitată din exterior a și determinat-o pe magistrat vis-a-vis. Eu cred că odată ce magistrat a conștientizat și despre revocarea măsurii de arest în arest la domiciliu, eu cred că undeva aici este și un semnal că totuși posibil acea condamnare care a fost dispusă este un pic prea drastică sau totuși ceea ce instanța nu a avut suficiente motive de a o condamna. Dar vreau să zic că rezultatul examinării de către inspecția judiciară a acestui caz va face ca să contracareze pe viitor astfel de practici. Dar așteptăm să vedem care va fi, să zic, decizia și atunci am putea discuta mai multe, inclusiv văzând motivarea inspecției judiciare. Eu vroiam, de fapt, pe final de emisiune să discutăm despre un aspect în strânsă legătură cu tema propusă astăzi. Atunci când vorbim despre violența psihologică, spre deosebire de violența fizică, unde rămân urme vizibile, aș zice eu, cum procedăm și ce se întâmplă cu violența psihologică? Vă rog. Da, aici noi avocații avem o problemă de a aproba existența violenței psihologice. Și zic că avem o problemă pentru că în Republica Moldova noi nu avem o lege care ar reglementa activitatea psihologilor, activitatea de liberă practică a psihologilor, ceea ce ar însemna că noi nu avem psihologi licențiați, la fel cum sunt notari, cum sunt avocați. Deci noi avem psihologi care au absolvit facultatea, însă nu există un organ specializat care le verifică competențele. Și deseori când noi mergem în instanță sau când noi mergem în fața procurorilor cu evaluare psihologică, instanțele o privesc cu suspiciune, întrucât nu știe cine a făcut-o. Sigur, noi avem anumite organizații neguvernamentale care prestează, să zic, servicii de evaluare și asistență psihologică, spre exemplu, cum este Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, cum este Centrul La Strada, care au o specializare anume pe domeniul violenței. Însă, este foarte greu, întrucât cei care locuiesc într-un raion din nord sau un raion într-o localitate îndepărtată de Chișinău, practic este imposibil ca să ai acces la un psiholog ce îți va putea da o evaluare psihologică. Este adevărat că începând cu anul 2014, practic în fiecare raion există serviciu de asistență psihopedagogică, unde acesta la moment este un serviciu care de asistență psihologică care este, să zic, reglementat printr-o hotărâre de guvern. Și teoretic, cei care sunt, deci un raport de evaluare psihologică care este prezentat de acest serviciu ar trebui acceptat de către instanțe. Problema este că în cadrul acestor servicii, care se află în fiecare raion, nu sunt psihologi care ar putea să facă aceste evaluări. Noi deseori ne adresăm și nouă ne se dă răspuns că nu există o metodologie de evaluare și nu avem psihologi specializați. De multe ori noi
Avem cazuri că se pornește urmărirea penală în baza raportului de evaluare psihologică, se duce cazul în instanță și când ajungem în instanță vine apărarea sau apărătorul inculpatului și spune care este, în baza cărei metodologii s-a făcut această evaluare, care este certificarea sau care este documentul care arată specialistul care a făcut are anume aceste competențe. Și sunt cazuri când fie la etapa urmăririi penale agresorul este scos de sub urmărire penală sau în instanță este achitat. Deci violența psihologică este foarte greu de probat până la moment în Republica Moldova. Domnule Iachimci. Problematica respectivă este nu doar în domeniul faptului că nu există probatoriu. Ceea ce cunosc eu de altfel, biroul din care eu fac parte, Panțărul și Partenerii, colaborează cu Centrul Internațional la Stradă, respectiv noi suntem un pic mai familiarizați cu lacunile existente. Pot să recunosc că, într-adevăr, una din lacunile pe care le întâmpină, altfel spus, promovata, așa, adică accepțiunii de apărători ai victimilor, ceea ce se relevă în faptul că nu există probatoriu, ceea ce ține de nemijlociții psihologi sau persoane abilitate care vor stabili că a avut loc sau nu a avut loc, să știți că există un mare lapsus în viziunea mea și ceea ce recomandă specialiștii și instanțele de judecată este faptul că există doar recunoaștere rapoartelor de expertiză psihiatrice, nu și psihologice. Ori de altfel, psihologii nu sunt ca atare experți. De aici pornește unul din cele mai mari problematici vis-a-vis de ceea ce menționează colega și la moment corect se întreabă vis-a-vis de faptul că expertiză ca atare nu se face psihologică, respectiv ea nu este recunoscută, știința nu o recunoaște ca atare încă ca și domeniu și ca și valoare de raport de expertiză. Deseori, din practica care o avem și ceea ce se întâmplă la practică, într-adevăr, sunt rapoarte care sunt făcute fără probatoriu, fără să fie efectuată o cercetare, fără să fie puse, adică dată posibilitatea și părții apărării nemijlocit, altfel aceste terminologii de agresor, ca persoana efectiv să aibă posibilitatea de a-și prezenta corect poziția. Ceea ce este viziunea mea vis-a-vis de vreți, nu vreți, violența în familie este un trend nou pentru nemijlocit instanțele de judecată în primul rând și specialiștii vis-a-vis de organele de drept. Vrem, noi nu vrem, acesta într-adevăr este o problemă a societății Republicii Moldova. Ea de fapt arată degradarea relațiilor familiare prin care trece societatea noastră. Dar de multe ori în cauze și în dosare în care avem nemijlocit implicat acest viciu al societății, violența în familie, să știți că deseori judecătorii chiar și adoptă acte judecătorești lipsite de probatoriu. Vrem, nu vrem, plus minus, sunt sub accepțiunea faptului că actul violenței în familie este o chestiune care trebuie privită în mod special. Trebuie totodată să subliniem că nu întotdeauna victimele au posibilitatea de a-și apăra eficient drepturile și libertățile, dar totodată în specificul relațiilor noastre, nu întotdeauna acest instrument este privit chiar și de beneficiarele, după cum menționează colega mea. Ori de facto, persoanele din Republica Moldova doar doresc, prin intermediul organelor de drept, să-și revigoreze sau, dacă este vreți, să-i dea un suflu nou acele relații pe care o are soția cu soțul sau membrii familiilor acestora. Și iată, cred că problema principală aici și este, respectiv ceea ce ține de probatoriu, într-adevăr, avem ceea ce avem, nu sunt dosarele întotdeauna, să știți că cu probe certe și concludente din punct de vedere juridic pentru a vorbi că, într-adevăr, este demonstrată vinovăția unei persoane. Dar totodată, ca și concluzie, vreau să afirm că, da, într-adevăr, violența în familie este acel viciu al societății și al familiei ca și institut de bază al unei societăți, dar, de fapt, statul, la moment, în viziunea mea, nu se luptă cu prevenirea acestui fenomen social, ci mai degrabă încearcă să astupe
adică remitențele sau rezultatul existenței acestui viciu al societății. Domnul Țurcan, din ceea ce ați observat dumneavoastră, dinamica raportării acestor cazuri de violență în societatea noastră este în creștere? Și tot aici, pe final de emisiune, ne-am obișnuit. Există un stereotip pe care trebuie să-l recunoaștem în societate. Doar femeia este victima violenței domestice. Avem și bărbați? Da, vreau să zic că crește, într-adevăr, crește numărul de cazuri raportate, ceea ce înseamnă că, inclusiv prin intermediul mass media, populația este informată unde se poate adresa. Spun femeile pentru că statisticile arată că femeile de regulă și copiii sunt victime a violenței în familie, mai puțin bărbații, dar totuși în 2016 a apărut în presă un caz în ceea ce privește violența în familie asupra unui bărbat. Vroiam să punctez la ceea ce a zis colegul meu. Spuneți. Faptul că dosarele, că nu există probe și lipsa probatorilor în dosare, nu putem să o punem pe seama victimei. Iarăși este o carență în ceea ce presupune documentarea cazurilor și o carență în ceea ce presupune formarea procurorilor de a examina aceste dosare. Dar statul trebuie să urmărească ca să avem un sistem de protecție efectiv în ceea ce privește victimele violenței în familie. Vreau să spun pentru telespectatorii noștri că în cazul copiilor victime, oficiile teritoriale ale Consiliului de Asistență Juridică Garantată de Stat asigură gratuit avocați specializați care ar putea să asiste, să acorde asistență. Ceea ce ar însemna că să nu ezite să se adreseze la un avocat, întrucât s-ar putea că, într-adevăr, organul de urmărire penală să admită anumite lacune în ceea ce privește documentarea cazurilor. Domnule Țurcan, domnul Iachim Ciuc, eu țin să vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și să vă mulțumesc în același timp pentru explicațiile pe care le-ați oferit telespectatorilor. Dragii noștri, a fost Reflector Analitic, sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenția care sper că ne-ați urmărit. O seară bună alături de Accent TV. Pe curând!